O cunoscută solistă de muzică populară de la noi a obținut premii frumoase în străinătate. Ea este Aurelia Mihai, o cunoscută interpretă de publicul nostru românesc. Țin să mulțumesc foarte mult pentru toate aprecierile. Am fost invitată de organizatorii acestui concurs să îmi prezint prestația artistică, dar și vestimentația. Ieri, pe 12 septembrie, a fost nominalizarea pe fiecare secțiune și nu mă așteptam să fiu printre cei clasați în a obține premii frumoase. Diplomele acestea reprezintă un avantaj pentru CV-ul meu personal, a declarat Aurelia Mihai. Aurelia Mihai a obținut diploma pentru prestația sa artistică în cadrul concursului Boni Cultural Central. În Italia pe vale am găsit o albă floare. În Italia pe vale am găsit o albă floare. Niciodată n-am să uit țara în care m-am născut. Solista de muzică populară Aurelia Mihai nu este la primul concurs. Astfel vă prezentăm și concursurile din România unde a participat și a obținut premii frumoase. România e țara mea, frumoasă e Europa. Am găsit anii numbros. Și în Franța mai în jos am găsit anii numbros. Niciodată n-am să uit țara în care m-am născut. Frumoasă este Franța, România-i țara mea. Niciodată n-am să uit țara în care m-am născut. România-i țara mea, frumoasă e Europa.